Bună ziua! Astăzi vom învăța despre opțiunile de editare și de formatare a paginii, cum să adăugăm un anted și subsol, cum să stabilim dimensiuni pentru pagină, orientarea paginii și marginile paginii în aplicațiile Microsoft Word și Google Docs. În Microsoft Word, pentru a adăuga un anted sau un subsol, de la fila Inserare, accesăm Anted sau subsol. Să adăugăm un anted. Ca opțiuni, putem adăuga număr de pagină, dată și oră, imagine. Putem naviga între anted și subsol. Putem selecta ca prima pagină să fie diferită sau să avem pagini pare diferite de cele impare și putem selecta mărimea antetului și a subsolului. Să adăugăm o imagine în antet, și număr de pagină în subsol. În Google Docs putem adăuga anted și subsol de la meniul Inserare. Ca opțiuni pentru anted, avem formatul antedului, unde ne putem stabili dimensiunea și aspectul. Numerele de pagină, și îl putem elimina. Subsolul are aceleași opțiuni ca și antetul. Să adăugăm o imagine în anted, și număr de pagină în subsol. În Microsoft Word, de la fila Aspect, putem stabili dimensiunea paginii, orientare, și margini. Vom stabili margini particularizate de 2 cm stânga și 2 cm dreapta. În Google Docs, de la meniul Fișier, opțiunea Configurarea paginii, putem stabili formatul hârtiei, orientarea paginii și dimensiunea marginilor. Ca exercițiu, să stabilim formatul hârtiei A4 și dimensiunea marginilor stânga și dreapta la 2 cm.
Încercați singuri! Felicitări! Astăzi ați învățat despre opțiuni de editare a paginii în Microsoft Word și Google Docs.